locul. Să putem să dăm și noi petreceri. Nu-i cam mare de 8 locuri? Unde o să încapă? Atunci o să cumpăr una de 2 locuri ca să ne încapă în casă. Invitații vor sta afară și vor intra să mănânce serii de câte 2. Ok, ia una de 8 locuri, dar să fie rabatabilă, să încapă în baie. Nu mai bine îi hrănim direct în baie? Să câștigăm și spațiu de acolo? Și pe tot, ce ești așa țâfloasă? Nu tu ai vreo masă? Era o ironie, Vandame. O aluzie fină că stăm într-un rahat de casă! Cât ai de gând să mă mai țin chichineața asta? Cât? Iar începem cu discuția asta? Iar? Mai așteaptă și tu un pic. Mult a fost, puțin a rămas. O să câștigăm alegerile și o să ne permitem tot ce vrei tu. Și dacă nu le câștigăm, o să-mi zici să mai aștept încă 4 ani, nu? Dacă o să intrăm în campanie cu vilă și cu tot ce mai visezi tu, sigur nu o să ne câștigăm, nu o să ne voteze nimeni. O să ne acuze lumea că te-ai îmbogățit cât erai pe funcție. A, și dacă intrăm așa pârliți, nu o să ne acuze lumea că vrem la putere ca să ne îmbogățim? Că venim cu foamea în gât? Vandame, oricum nu e bine! Oricum, n-avem bani de vilă, da? Dar cine a zis, dragă, că o luăm cu bani? Găsește și tu o combinație, fraierește și tu niște proști, că ești mai primarul. Cum, dracu, vrei să termini mandatul ăsta pârlit? Vrei să ți se ducă buhul că ești prostănac? Nu știi că prostănacii n-au nicio șansă la președinție? Ai văzut doar! Și te mai trezești că te mai suspendă și din partid! Băieți, v-am strâns pe toți în păr. Bă, fără ironie că eu plec. Am și eu de-acum de întreținut o prestanță, o aroganță. Idem. Că sunt dita mai... Eu nu sunt chiar așa de grad. Că sunt dita mai președintele de club. Mă pregătesc să intru în Liga Campionilor. Da, l-am mâncat zlănină. Puteți să faceți, vă rog, o mică pauză de infantilism? Da, e la început! Vreau să vă comunic ceva important. Vandame, sper că nu faci nuntă pe criza asta, că e sinucidere curată. Nu o să-ți dea lumea decât mărunțiși. Mă rog, dacă-ți vine, că foarte mulți o să fie ocupați ca mine, de exemplu. Stai liniște, chitră, că nu-și cere nimeni niciun ban. Din contră, s-ar putea să iei. Vrei să-ți filmezi nunta? Păi vin, mă, că sunt liber! V-am chemat să vă dau o veste tristă. Ați auzit de Bulevardul Uranus? A murit? Nu, mă, e ăla care va face legătura între Piața Victoriei și Casa Poporului. Ha! Corect, ăla e. E bine, o să treacă pe la voi. Bă, pe la cât, că eu am treabă la birou. Wow, ce super veste! Bă, vă dați seama? Asta înseamnă că o să crească prețul casei, bă! Că o să avem vilă la Bulevard, mă, o să stăm ca șmecherii, ca aia după Chiselef, eh? Din păcate, Gogoșică, nu prea cred că o să crească prețul casei. Că atunci când va fi finalizată strada, casa voastră nu o să mai fie. Băi, nebunit! Păi ce mai are termen de finalizare în 2 milenii, exact ca autostrada București-Brașov? Nu chiar, rete. Din potrivă, are termen de finalizare la sfârșitul anului. Problema e că trece fix prin vila voastră, mă! Și... Să nebunesc, trebuie să mut frigiderul. Și trebuie să o demolăm. Păi și ce, mă, asta e veste proastă? Ha! La ce despăgubiri se dau pentru expropriați, ne luăm 3 vile, mă! Ia zi, cât e? 100.000. 100.000 de euro? Cam puțin? Foarte puțin. De ron? Da, de ron! Ce să fac, mă, băi, liniștiți-vă! Nu sunt bani la buget, e criză, înțelegeți și voi? Păi cum adică, mă, 100.000 de ron? Asta înseamnă maxim 20.000 de euro și ceva, fix! Da, uite, pentru că vă sunt un bun prieten și ne cunoaștem de atâta timp, pentru voi aș putea face o excepție să vă dau un pic mai mult, să zicem un 40.000 de euro, dar cu o singură condiție. Să fie falși. Nu, Chiorete, să nu afle baba, mă. De fapt, nu trebuie să afle nimeni, nici vecinii, nimeni. Că dacă află, o să vină la primărie și o să facă demonstrație. Foarte bine, foarte bine, așa trebuie să oprim abuzul. Abuzul. Mărlanții, nu fii idiot, mă, că nu o să opriți nimic.
decât posibilitatea de a vă da eu ca un mare boier ce sunt o sumă mai mare de bani. Dacă îi lăsați pe aia să vină pe capul meu, o să trebuiască să le dau și lor mai mult și din partea cui o să iau? Din a voastră, mă. Vreți să se întâmple asta? Nu! 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 Păi atunci, pregătiți-vă să facem actul de vânzare-cumpărare. Adică de demolare. N-ai zis că... Nu, cum poți să... De vânzare-cumpărare. Ca să vă demolez, trebuie întâi să o cumpăr, după aia să o trec în patrimoniu, după care trebuie să... Trebuie să fac mai multe chestii, pupăză, și mi-e greu să-ți explic acum că voi n-aveți timp, nici eu. Trebuie să mergeți să vă faceți bagajele, eu să redactez actele. Cât timp redactez eu actele, voi găsiți un... Un orb? Nu, mă, e martor la actele astea. Un martor, mă, un martor care să fie de față când semnăm tranzacția. Mămica e bună? Bă, trei urâță, bă, sirea. Cu noi, mă. Că ăla se termină acasă poporului. Noi suntem în altă parte. Adică a ști tu mai bine decât primăria, pastilatule. Păi bine, mă, dar arăta la televizor pe unde o să vină. E, poate s-o fi modificat proiectul, na. E? Doar nu vrea să le iasă din prima. Uh-huh. Nu trebuie să mai facă și ei 10 studii de fezabilitate, 20 de reproiectări ca să spele bani. Păi și vouă cât vă dă, mă, pe voastră? Ca să știu cât să le cer și eu în caz că mă demolează. Păi te demolează sigur, că suntem lipiți. Ție e rost să-ți dea... Ție nu o să-ți dea tot jos, bă, îți dă numai gardul ca să o lasă. Că pe unde-i gardul tău o să treacă bulevardul, bă. Așa că o să ai casă exact la bulevard, ca șmechere. Bă, ești prost? Este. Da, este. Salut, băieți. Au ieșit actele. Bine că ai venit. Auzi, o să-mi demoleze și mie casa? Habar n-am, mă, că nu m-am uitat decât în planul lor de urbanism. Dar sigur nu te demolează. Yes, yes! Păi hai, ieși. Lasă-l, mă. N-ai zis că avem nevoie de un martor care să semneze contractul? Auzi, mă, dar cum n-ai pas o demoleze pe lor și pe a mea nu, că sunt lipite? Ok, o demolează și pe a ta. Acum ne lași, că avem un pic de treabă cu actele astea. O demolează? Auzi, păi și dacă o demolează, cât o să-mi dea pe ea? 25.000 de euro. 25.000 de euro? Păi și lor de ce le dăm 40? Bou de mărlanu! Da, eu nu i-a zis suma! Am văzut-o în contra, băi, disperați. Aha! Deci v-am dat mie ce a zis voi, adică bou. Ei iau mai mult pentru că... pentru că le cumpăr eu vila, mă! Ha, iurea, asta-i vrăjeală. Uite-te pe contract la numele cumpărătorului. Deci tu o să-mi cumperi casa? Ca să pot să-ți dau mai mult, așa cum ne-am înțeles, nu fi idiot ca mărlanul. Bă, îmi pare rău, dar eu nu pot să semnez contractul ăsta ca martor, că asta e țeapă pe față, mă. Ce faci, mă, pastilatule, mă, faci țepar? Nu pe tine, mă, nu tu ești țeparul, statul e țeparul. Tu ești un fraier. În moment ce dai 40.000 de euro pe o casă pe care statul îți întoarce numai 20.000. Sau, mă rog, vrei să fii tu filantrop ca să ești președinte, dar... N-are nicio șansă. Exact. Și când s-o trezi că a dat banii pe casă și a rămas și fără casă și fără bani, cui o să-i ceară banii înapoi? Mie? Normal! Păi pe ăsta nu l-a prostit sala aia de sport dat tot. Mersi. Hai, dați-l naibii de contract. Ce dracu vă grăbiți, bă, așa? Că poate nici nu ne demolează. Știți cum e la noi? Ăștia pot să pornească lucrurile și peste 50 de ani, mă. Un martor mai dubitoc nu găseați? Dar mă rog, ce-i să seamănă, să adună! Ce să-ți povestesc? Ăsta de ce s-a pus și cabă? Că mușculic e exact lui, a salvat cel mai mulți bani! Bă, Van Damme nu e prost! Te-mi pomeni că după ce se vedea cu casa pe numele lui, trăgea niște șfori și devia bulevard după lângă casă! Pe la mușculică! M-a dus să-i zic! Eu, mă, pa mea, că ți-o dau mai ieftin, ți-o dau cu 30.000! Păi ne zici, mă, că te păcălesc? Păi nu, m-am zis și eu așa, ca să nu iei pe ălora și să o iei pe a mea. Da, dar tot excroc sunt, nu? Ți-o las la 25.000. E prea puțin, mă, te umilesc. 20.000, ultimul preț. Ok, că pe aia ții de statul. Și statul, oricum, e obișnuit să umilescă cetățeanul. Mă duc să fac actele. Hai,
recunoaște că dacă ne-ai fi cumpărat casa, ai fi aranjat pe la primărie pe acolo să schimbe traseul Uralului. Anusului. Ai grijă cum vorbești, că-ți umplu bătul ăla de pământ. Mărlane, Uranusului, numele bulevardului, Uranusului. Așa, bă, măgarule, ai vrut să ne escrochezi, știai că nu o să mai fim demolați. Mă, chiure, te jur, eu abia acum am aflat. S-a răzgândit guvernul, nu mai face demolări, că n-are bani de despăgubiri, mă. Să vezi ce mă râs de mușchiulică, că se bucură ca prostul. Da, da, asta nu înseamnă că ați scăpat. Autostrada se face numai că e suspendată. Da? Pentru cât timp? E suspendată, adică trece pe deasupra vilei gogoașe. Au! Ce face? Asta face. Și o să cam scadă prețul vilei la greu. Că sub autostrăzi și sub chestii de-astea suspendate stau numai aurulacii. Ați văzut și voi pe-n filme. Și zona se numește ghetou. Da, mă rog, dacă vreți să vă salvați așa pe ultima 100 de metri, oferta mea rămâne valabilă. O să vorbesc la proiectare, să zică că pilonul de susținere cade exact pe vila voastră și vă luați cașcavalul. Ia stai puțin. De ce să se numească zona asta ghetou când este plină numai de vile și stau numai șmecheri? Am gogoșică. Chiar acum ți-ai găsit să faci pe deșteptul. O să vândă toți, mă, la prețuri de nimic. Că nu-și permit să râdă presa de ei, că stau în zonă de asta de aurulaci, că sunt șmecheri. E o zonă super nasoală, cine să stea aici? Da, ești pe gând și mie, ce-i așa super nasol să stai sub autostradă? Bă, n-ai soare, mă. Păi ăsta nu e un dezavantaj. Bă, din contră e avantaj, că dacă n-ai soare, nu te bate soarele în cap? Și nu se încălzește acoperișul? Deci adio bani cheltuiți pe instalație de aer condiționat, nu? Da, și da. Dacă nu bate soarele, nu se decolorează casa? Deci adio bani cheltuiți pe renovare, nu? Da. Vezi? Iarna nu te ninge. Deci adio cărcă ruptă la lopată, nu? Da. Nici nu te trăznește. Deci adio bani băgați în pământ. Că apropo, trebuia de 2 ani de zile să facem împământarea la paratrăznet. Și amenda e 20 de milioane de lei. Cine ai făcut-o, mă? Pentru că întreaga instalație plus manoperă costă 100 de milioane de lei, da? Foarte bine, las-o așa! Las-o așa! Păi bă, în condițiunile astea însemnează că-i mană cerească autostrada asta suspendată. Și să zice mersi că nu ne cere statul bani la câte avantaje ne face. Mersi! Păi, băieți nebuniți! O să vă urâi camioanele la cap, nu o să puteți să închideți un ochi toată noaptea. Crezi tu că s-a inventat mașină care să urâie mai tare ca mărlanul soț? Plus că dacă vrei să pleci la munte, te sui pe casă și faci autostopul la tine. Întreb, care mergi la Bangalia? Da, mă. La tiruri, mă? Numai la Bangalia. E ca și cumpărată. A, unde? În Cotroceni. 18? E prostit pe tantălaia aia. Deșteptul meu, vino la premiere. Nu vi la lor o iau. Palo Doruleț, întrebarea e de unde facem rost de bani. Păi dai bani pe ea? Iubito, nu poți să iei o casă pe nimic. Și Edita mai vila, un 20.000 de euro acolo... Ha, 20.000? De unde luăm atâția bani? Bună întrebare, că eu unul n-am. Normal că n-ai, că dacă i-ai fi avut, acum eram călare pe tine. Dar ținu-mi cont, o să am vilă, o să te călăresc oricum. Iubito, dacă până mâine nu-i dăm lui Dorulest banii, nu o să mai avem nimic. Mai amână și tu pe tântălău, că găsește fata o soluție, dar știi că sunt isteață. Dar pentru asta trebuie să-mi stimulezi neuronul. Ce lucios și alunecos ești, ca o focă. Doruleț, a apărut un mic blocaj financiar în mecanismul de despăgubire al statului și nu o să poți să ții ăia 20.000 săptămâna asta. Păi dar nici nu-i mai vreau, bă, că am dat anunț la ziar ca să scot mai mult. Ai dat anunț? Păi da, dacă mi-a zis Mârlanu că nu ne mai demolează, doar nu eram fraier să o dau degeaba. Mârlan, idiot. Păi auzi, mă, și dacă nu se demolează, de ce dracu o mai vinzi?
Păi da, am și eu, bă, o prestanță. Ce vrei, să locuiesc ca urulaci sub autostradă? Și crezi tu că o să vrea cineva să se mute în locul tău? Nu numai că vor, dar trebuie să organizezi și o licitație la câți doritori sunt. Hai, succes la exproprieri și anunță-i pe aia de la departamentul de despăgubiri să dea și ei o bere, că de mine au scăpat. Pa! Deci, nu mai trece niciun drum. De ce? Pentru că la studiul Geo s-a stabilit că pe sub vila voastră se întâlnesc două plăci tectonice. Și în următoarele luni este iminent un cutremur de peste 8 grade pe toate scările, mă. A zis Mărmureanu chestia asta? Nu mai Mărmureanu, a zis și Hâncu, chiar și Ildicu, aia de la Diaconescu, dar neoficial. Super! Mă duc să dau știrea! Nu, te duci, mă, pupăză, că... Că și că fiindcă trebuie să profităm la maxim că nu e oficial și să ne facem asigurare. Dacă anunți măgăria asta pe post, nu mai ne asigură nimeni, că doar suntem în epicentru, de... Dar mai bine vindeți voi de aici și vă mutați într-o zonă mai sigură? Hai nebunit, pe tocmai acum când avem șansa să ne îmbogățim, păi... Facem fiecare câte o asigurare de cel puțin 200.000 de euro și în caz că crapă cu tremurul casa în 14, ăia ne despogățește, ne dăm banii și nu trebuie să împărțim banii cu baba, că asigurările nominale. Hai, mă, băieți, voi v-ați propus cu toții să vă deșteptați fix în episodul ăsta. Dar de ce întreb? Am auzit ceva despre un cutremur care o să crape casa în două? Și despre niște bani? Eu tocmai plecam! Nu, tanti, nu de casa noastră, zicea. De-a lui, căci că a aflat de la Institutul de Seismologie că pe sub blocul lui trece falia Sant Andreas. Și la primul cutremur e la pământ. Fandam? Nu vezi, felia, ăsta, falia. Eu ți-am zis-o așa, din prietenie, că doar ai fost iubita lui Costeluș. Dar de unde știm, atale, că falia aia trece fix pe aici? Este de la Pupăzel. Și informația este sigură că e verificată din trei surse. Jurnalistic. Că știi că Pupăzel e jurnalist serios. Da. Bună ziua! Începem licitația de la suma de 30.000 de euro. Oferă cineva mai mult? Da, 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 80. 90. Extraordinar! 90.000 de euro! Da, oferă cineva mai mult? Drăguț! Păi tu faci mișto de mine? Păi ai tu bani să licitezi, mă? Ce să licitez, mă, tâmpite, eu n-am venit să licitez. Eu am venit să zic ție să mai faci licitație pe bani de la AT. Că mă aflat la Institutul de Pneumologie al Pământului, ăla cu cutremure, că sub casa noastră o să se ciocnească două felii de pământ. Și o să cază, o să fie toate casele la pământ, bă. Așa că fă-ți asigurare repede până n-afră presa. Ce spui asta aici, idiotule? Păi de ce, sunteți vreunul de la ziar, mă? Lasă-ne, domne, în pace, de ce ne-ai adus aici să ne cităm, dar să poate să ceva. Poate așa ceva, ce nerușină. Uite-te, domne. Hai, mă, zut afară, lasă clanță, că e... Nu e, mă, niciunul de la ziar. Mi-ai distrus licitația, dobitocule. De ce, mă, eu am vrut să-ți fac un bine mușchiurica, că am zis eu că facerea de bine încerc de mamă. Aiurea! Zi mai bine că n-ai vrut să-mi zici ca să nu se creeze panică. Te mutai tu, frumușele, liniște și pe proasta de prietenă o lăsai să moară sub dărâmături. Mă, femeie, tu nu înțelegi că nu mă mut de frica niciunui cutremur? Da, de ce? Cine ți-a zis, mă, tâmpenia asta? Eu lucrez la guvern și aș fi știut dacă venea vreun cutremur. Că se făcea un comandament de criză. N-ai fi fost anunțată pentru că n-au avut ce comandament de criză să facă. Păi guvernul n-are bani să treacă strada și alocă el fonduri pentru prevenirea daunelor. Ia asta. Bate. Da. Băi nene, ți-am zis că tu stai la parter? Pleacă de aici! Ia uite! Oh, m-a exasperat ăsta. În loc să intre la el în casă, intră în lift și ajunge la mine.
tu de unde știi de cutremur? De la Pupăză, care a verificat la 3 surse, inclusiv la Institutul de Fizică a Pământului. Serios? Eu am plecat. Hai, bună! Bună, Teo! Pa! Pa, Teo! Iubito, te rog, eu mai așteaptă un pic cu bagajele alea, că încă n-am rezolvat cu casa. Păi ne-ai zis, dragă, că ai luat-o pe la mușchiurică? Am renunțat, că... Că dacă ai zis că îți place mai mult aia lui Gogoașă, mă chinui să-ți o iau pe aia. Doar știi și tu că dorințele tale sunt ordini pentru mine. Păi chinuie-te mai repede, că o să ne prindă cu tremurul aici. Ce cu tremur? Ai, nici pe tine nu te-au avertizat? Nu. Ucigașii, mernici, țin secret ca să nu mai aloce fonduri pentru consolidare și prevenție. Că le convine dacă mai moare din populație, că așa nu trebuie să mai plătească pensii și alocații. Hai, lasă. Lasă că le pregătesc eu o surpriză. Oh, ce bună de nata ai. Tataie, tu nu știi să bați la ușă? Dar de ce să bă la ușa când asta e casa mea? Scleroza să trăiască! Ia vezi cum vorbești, mă, gola mine! Mă, te-ai sclerozată, da? Ar vrea el! Asta e proprietatea mea! Sau, mă rog, terenul a fost proprietatea mea! Și o să-mi-l iau înapoi! Da, asta e casa mea! Și eu ce să-ți fac? Ia-ți-o după terenul meu! Ia să vedem, pot? Ia, stai așa! Auzi, tataie! Ai cumva hârtie de punere în posesie? Nu, dar o să am, că mi-au câștigat în instanță. Aha, păi până ți-o dau o justiția, s-ar putea să ai nevoie de pământ la belu. Da, 2 metri înălțime. Auzi? Dar nu mai bine te duci mata acum, că și cu gropile merge foarte greu în ziua de azi. Nu mai fiți voi așa siguri, că la câți bani am, o să câștig în instanță în 24 de ore, maxim. Adică ai bani mulți? Am acolo câteva zeci de milioane, nu pot să mă laud. De euro. Ce? Hai bă, tataie, mă bun, și dacă e atâta mar de ponente, mai încurci cu niște amărâți de 500 de metri pătranți? Ce țin la mine, mă, gola mine? Măi, da! Aici m-am născut, așa că trebuie să-mi iau terenul înapoi. Pregătiți-vă să vă execute. N-ai nicio șansă, pentru că îl cunoaștem pe primar și nu o să ți-o retrocedeze niciodată, că ne e și prieten. Da, ba dacă ne enervezi, o să-i o vindea lui, că și-așa vrea să ia de mult timp. Așa că te elinzi pe mărți. Ăsta, pe Hoit, pe Zimă, pe Bot. Da. E să văd eu actele cu numele primarului pe ele și mai vorbim atunci. Dar eu zic că n-o să vă cumpere veci, că nu e atât de prost încât să piardă alegerile pe ultima 100 de metri. Ia, stai așa. Da, de ce să piardă alegerile? Păi dacă are vilă, nu o să zică lumea că s-a îmbogățit peste noapte. Mai bine mi-o dați mie. Hai că vă despăgubesc la justa valoare, vă dau acolo un 40 de mii. E bine? E bine, bre. Nu! Nu-i bine, bre. Mă... De aceea am venit să spun populației că dacă altora nu le pasă de soarta oamenilor, mie îmi pasă și voi lua măsuri urgent pentru limitarea pagubelor provocate de seism. Prefectei pasă, oameni buni! Votați Emma Cucu! Și pupă să președinte! Păi cum? Că eu am făcut publică iminența dezastrului. Dar spuneți-ne despre ce măsuri e vorba, doamna prefect. Delimitarea pagubelor provocate de seism. Am mai precizat odată. Da, dar care sunt alea? Păi, le știe tot românul, domnul Pupăză. Doar nu credeți că votanții noștri sunt bătuți în cap, nu? Nu. Te felicit. Te felicit. Strălucită ideea cu tremurul. Tu ai devenit din ce în ce mai bună. Ia spune,
La ce măsuri de prevenire te-ai gândit? Că noi stăm din ce în ce mai prost cu banii. Nu e nevoie de bani, șeful. Vor fi măsuri generale fără cheltuieli. Perfect! Perfect! Mai ales că mai abați atenția populației de la noi politicienii. Tu ai stofă de politician adevărat. Bravo! Bine, vă cumpăr. Vă cumpăr să nu ziceți că nu vă sunt prieten, da? Da, după ce pleacă moșul meu, dai înapoi, da? După alegeri gogoașe, n-am stabilit așa? Că atunci o să fim cu toții pe funcții și nu o să ne mai poată lua vila moșul. Plus că poate ieși vandame la Cotroceni și dacă o să aibă palat, nu o să-l mai intereseze vila, nu? Dar de când ai devenit pupăz așa realist? Îți înțeleg entuziasmul, dar nu trebuie să dărâmăm blocul până nu ne mutăm. Apropo, ia să facem noi un exercițiu de evacuare în caz de cutremur. Că e păcat să mărim acum când am pus noi mâna pe vilă. O să am vilă, o să am vilă. Nu mai bine ne gândim cum facem rost de banii pe care trebuie să-i dau? M-am zis că cu banii o să rezolv eu. Dar dacă o să fiu moartă sub dărâmător, nu mai rezolv nimic, nu? Hai să ne sincronizăm ceasurile și în 20 de secunde să fim jos. Cheia de jos! Cheia de jos! Mai repede! Stop! Ce stop? Au trecut 20 de secunde. Auzi? Nu mai bine lăsăm ușa descuiată, că până ieșim noi din casa cade blocul pe noi. Cum? Bă, vouă, vă lipsește o doagă, mă! Cum să-i dăm casa lui Van Damme? Când ăla noșu nu mai dăm veci înapoi. Plus că dacă ajunge președinte, nici nu mai putem să cerem, că nu mai ajungem la el. Numai bine eu retrocedăm lui moșala ăla și o să mă ocup eu de el. În câteva săptămâni, el apoi în familie. Moșală? Vii la tântăleule! Chemați-l acelea, că eu mă duc să mă pregătesc. Cu ideea asta, să știi că și-a mai spălat în păcate Odoroaga. Odoroaga-i mata! Păi de ea și ziceam, tântișor! Ce faci, mă, Lene? Lasă! N-a fost niciun cutremur. Ai visat! Și dacă era, ai fugit ca un laș și m-ai lăsat în casă! Păi ne-a zis, mă, femeie, că trebuie să fugim, să scoatem sub 20 de secunde! Eu am scos? Ei, bravo! Eu cum să fug deșteptule dacă era vecinul de la parter? Călare pe mine! Emma, tu te visezi cu vecinul de la parter? Nu mă visez! Chiar era! A greșit chiar apartamentul! Vezi cumva pe cineva la noi în casă? Nu, nu-l mai văd, că a sărit pe geam când te auzi pe tine că e cu tremur! E jos. Știu! Peste tot. Păi și cui o dați? Bătrânului care a revendicat-o. Că ni s-a făcut milă de el. Plus că nu vrem să-ți pelicrităm șansele la președinție, mă. Păi așa da. Vă felicit și o să mă revanșez, băieți. Adică. Ia fi,
aici. Ai venit să-mi spui măsurile anticutremură? Nu, Pupăză, nu. Am venit să dezmint cutremurul. Că s-a aruncat un idiot de la mine de la etaj și acum tot guvernul mă acuză că am creat panică și mă pune să-i plătesc spitalizarea idiotului. Păi cum să dezmint că așa ceva nu face audiență? Și intrăm în 3, 2, 1... Doamnelor și domnilor, revenim în direct cu informații despre cutremurul devastator. Care nu va mai fi. Ba, va fi! Va! Ba. De fapt, se pare că este chiar acum, în direct, și sunt convins că și în reloare. E cutremur! Fugiți! Salvați-mă! Salvați-mă, președintele! Dragi cetățeni, nu vă pierdeți cu firea și nu intrați în panică! S-ar putea să fie doar un cutremur micuț și inofensiv. Rămâneți calmi, calmi și nu vă apropiați de ferestre. Mai bine, țineți-vă bine plasmele să nu cadă, că e păcat să plătiți rate o viață întreagă degeaba. Așa, mă, băieți. Ia fixul-o. Și semnați aici și aici. Bine venit, proprietarule! Eu cu ea să mă prezint. Mocoașă Froșa, patroană și coproprietarea vilei pe care vrei să o priei. Încântat. Da, eu. Auzi, nu vrei să te mai întii un turuleț al viluței ca să vrei și matale pe ce dai banii? Lăsați că nu e nevoie. Eu chiar insist. Măcar dormitorul să-l vedem. Hai că și matele își puțin cam în vârstă și să văd dacă ți se potrivește șaltelucea. Treci! Lăsați că se potrivește, doamnă. Păi hai să-și probăm asta. Hai, treci! Nu e nevoie. Treci, ne! V-aș răzbat afalogilor ce simplu a fost, da? Ce v-aș face voi fără mine? Ce? Pune-i înapoi că nu mai vor să vândă. Cum nu mai vor să vândă? Nu-i lasă baba, pune-i înapoi. Unde înapoi, mă? Unde? La bugetul primăriei, nu de acolo i-ai luat? Nu! Am vândut garsoniera! Măi, omule, înțelege! Sub blocul ăsta se ciocnesc două falii imense în câteva zile! O să fie un mega cutremur! Anunța și Mărmureanu, și Hâncu, și doamna Ildico de la Diaconescu! Mai bine uităm noi de contractul ăla și-l rupem! Vrei să ajungi ca ea de la știri și să te arunci pe geam? Doamna prefect, nu ține! V-am văzut când ați anunțat la Pupăză că nu o să fie niciun cutremur. Deci, nu am de ce să mă arunc pe geam. De ce mă arunc, mă? Primar criminal pe geamă, ha? Că nu la nevastă ta venise, mă! Ia să te învăț eu, mă, să zbor, mă! Ia să te învăț eu, mă, să zbor! Măi, băieți, ce faceți, mă? Mă, stați locului! Mă! Mă! Ia uite! Asta e! Plătesc două ospitalizări, dar măcar rămân cu casă! Ați auzit de Bulevardul Uranus? A murit? Da! E... A murit? Gata? A murit? Da, a murit! A murit? Auzi, dar nu mai bine te duci, matale, acum de acolo, că... De acum acolo? De acolo acum? Pentru că
noi îl cunoaștem pe primar și nu o să ți-o reteze niciodată. Ok. Că nu-l cheamă ciobă și... Bine, 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 bine.